Impresia că v-am făcut o ofertă de nerefuzat, pentru că Toto, cred că nu mai suntem în Kansas, iar voi sper că veți putea face față adevărului. Astăzi ne îndreptăm atenția către film, chiar mai mult decât de obicei, datorită invitatului meu din această seară, un punct de referință pentru cinematografia românească, dar și pentru cea internațională. Drumul spre casă ne duce azi la Muzeul Antipa și la Casa Bacovia, iar în lume ne oprim la Lisabona și la Viena. Din arhiva teatrului de televiziune v-am pregătit un moment de excepție cu Iurie Darie, iar gândurile bune se duc în această seară către cei dragi pe muzica unei apariții singulare, inimitabile, așa cum o descria muzicologul George Sbârcea. Bună seara, sunt Cari Mendel și toate astea se întâmplă vineri seară, în direct. La București, unul dintre muzeele vizitate cu aceeași plăcere și de adulți, dar și de copii, e cel care poartă numele lui Grigore Antipa, naturalistul român care, în 1907, a făcut cunoscute lumii dioramele biologice. Sunt acele reprezentări în spațiu ale unor zone din diferite peisaje, cu toate elementele componente, astfel încât să fie creată impresia unui ecosistem natural. Antipa studiază în Germania, în Franța și în Italia, fiind întemeietorul școlii românești de hidrobiologie și ichtiologie. Își încheie cursurile doctorale cu distinția summa cum laude. Regele Carol I spune despre Muzeul Antipa că este cel mai mare și cel mai frumos din Orientul Europei.
Colecțiile sunt îmbogățite permanent, de data asta ocupându-se Antipa însuși, omul care organizează de la început acest loc. Clădirea e deschisă pentru public pe 24 mai 1908, iar în 1914 are loc a doua inaugurare, atunci când totul se finalizează conform dorințelor fondatorului. E momentul în care Muzeul de Zoologie devine Muzeu de Istorie Naturală. O vizită la Muzeul Grigore Antipa începe cu o călătorie prin toate ecosistemele și în toate regiunile biogeografice din România. La demisol pot fi văzute toate aceste zone, de la Marea Neagră către Delta Dunării și spre vârfurile munților Carpați, trecând prin pădurile bogate. La parter, vizitatorii întâlnesc fauna lumii din toate timpurile. La etaj, muzeul este organizat pe teme: mineralogie, paleontologie, lumea insectelor, antropologie, etnografie și anatomie umană. Acest muzeu este condus de Grigore Antipa între anii 1892 și 1944. Datorită inovațiilor aduse la vremea respectivă, biologului român de renume mondial îi este solicitată o lucrare științifică în care se expună elemente ale organizării unui muzeu de acest gen. Textul lucrării este publicat în 1934. Antipa a fost membru al Academiei Române. Instituția acordă anual un premiu care îi poartă numele. Cu toate că poetului George Bacovia nu i-a plăcut deloc Bucureștiul, pentru că îl deranja aglomerația din marile orașe, o casă memorială care îi poartă numele se află chiar în capitală. Aici a locuit cu soția lui Agata între 1933 și 1957. Casa a fost construită într-un timp foarte scurt, nici două luni, iar azi păstrează atmosfera creată de soții Bacovia. Gheorghe Andone Vasiliu, pentru că acesta este numele adevărat al lui George Bacovia, s-a născut pe 17 septembrie 1881. Părinții lui erau negustori din Bacău, iar Bacovia se pare că ar fi denumirea romană a orașului natal, de aici și pseudonimul artistic al poetului. Casa din București a devenit muzeu în 1958, la un an după moartea acestuia. Soția lui Agata a dorit asta și s-a ocupat îndeaproape de realizarea dorinței sale. Casa este una modestă, așa cum erau și proprietarii, și păstrează atmosfera vremurilor, mobila din stejar, manuscrisele, tablourile, cărțile și pozele. Aici se găsește primul volum al lui George Bacovia, Plumb, și tot aici putem citi poemele soției sale. Bacovia a început să scrie în 1916, o perioadă grea din pricina Primului Război Mondial. A debutat în literatură cu volumul Plumb, care a fost tipărit în 500 de exemplare sub îndrumarea eseistului și publicistului român Ion Pilat. Au urmat alte cărți de poezii precum Scântei galbene, Cu voi sau Bucăți de noapte. Multe dintre poemele lui George Bacovia au fost traduse în engleză, franceză, portugheză, germană sau sârbă. În casa memorială pot fi văzute și copii după manuscrisele celor mai cunoscute poezii ale lui Bacovia, dar și o medalie, primul premiu pe care l-a primit nu pentru literatură, ci la desen. Vizita în acest muzeu ne arată și celelalte pasiuni ale lui George Bacovia, cum ar fi vioara. În dormitor se pot auzi poezii recitate chiar de autor. Este cea mai importantă cameră din casă, locul în care Bacovia dormea, lucra și medita. Aici sunt expuse ceasul care arată ora 8 și 10, dar și calendarul rămas la data de 22 mai 1957, ora, ziua, luna și anul morții poetului. Și azi vă facem bucuria de a vă prezenta un fragment dintr-o piesă aflată în arhiva teatrului nostru de televiziune. Jucătorii de cărți, după piesa lui Gogol, este un spectacol regizat de Cornel Popa în anul 1977. În distribuția acestei montări regăsim nume foarte mari ale scenei românești: Iurie Darie, Candid Stoica, Matei Alexandru, Mihai Mereuță sau Boris Petrov. Autorul surprinde decadența unei lumi în care banii, puterea și viciile îi fac pe oameni să se omoare între ei și le domină existența. Momentul în care, la un joc de cărți, unul dintre personaje pierde tot ce are, declanșează transformarea, dezumanizarea celorlalți jucători. Ei devin adevărați prădători care se luptă cu orice preț pentru aceeași țintă. Un spectacol de televiziune ca pe vremuri. Ia ascultați, domnilor, în loc să vorbim de obligații sfinte,
N-ar fi mai bine să dăm un băncușor? Ha? Dacă nu jucăm mare, de ce nu? Eu n-am fost niciodată împotriva plăcerilor nevinovate, nu? Te pomenești că în Chandra mama asta s-ar fi găsit și cărți. Mai întreb, poruncește numai, nu? Cărți! E, și până atunci, domnilor, ia poftiți! Ia poftiți să mai gustăm ceva. E, batogul, se pare că nu-i grozav, dar icrele... Icrele merg. Ba, și batogul merge. Și brânza. Brânza e bună. Doamne. Icrele, da, nici icrele nu sunt rele. Te amintești mabele de brânza aceea delicioasă pe care am mâncat-o acum 2 săptămâni? N-am să uit cât o-i trăi. Brânza pe care am mâncat-o la Piotr Alexandrovici Alexandru. Da, spune-mi, stimabile, când este bună brânza? Oricând. Brânza este bună când după ce ai mâncat odată îți dă ghesoi de la capăt. Parcă ar spune, poftiți, domnilor, mai este loc. Poftiți, domnilor. Unde? Cărțile sunt pe masă. Să jucăm cărți. Auzi, Bogneu, să jucăm cărți. Da, de câți ani am mai... De câți ani? Mai las-o. Da. Oh! Aha! Alege! Permiteți? Aici. Dai dumneata banco? 500 de ruble în bancă? Bun. Cine dai? Crede-l. Spune. Mulțumesc. Așa. Dați voi? 4 as. Amândouă câte 10. Ia dă-mi, frate, tot pachetul să-mi aleg o carte pe norocul nevestii mareșalului nobilimii. Da, îmi dați voie să mai adaug, da, 1, 9. Jvapne, dă-mi creta. Ca să zic că adun și scad. La dracu, parole. Plus 5 ruble. Atât. În pachet ar mai trebui să fie 2 de 3. Ce dracu, e ceva aici care nu merge. Se vede că sunt alte cărți. Pardon, merg amândouă? Da, amândouă. Nu plusezi? Nu. Tata, nu mizezi? Dați-mi voie să nu joc talia asta. O carte. Ftim? Dai voi. Da, te rog. Dracu să le ia, frate, scoate cărțile de desubt un trișor de mâna întâia. Și atunci ce facem? Ne ștergem pe bode celor 20 de mii? E cum altfel de vreme ce tot nu le putem lua. Asta rămâne de văzut. Deocamdată ar trebui să avem cu el explicații. Nu înțeleg. Băt scopul. Hai să vezi tu. Da. Nu mai strica muniția degeaba. Cum? Ce mai turavura. Să nu recunoaștem noi pe unul de-ai noștri? Dați-mi voie. Trebuie să tălmăcesc asta. Chipul cel mai simplu. V-am văzut măiestria și vă rog să credeți că noi știm să apreciem meritele. De aceea, vă propunem o alianță prietenească.
Unindu-ne capitalurile și cunoștințele, vom putea acționa cu mai mult succes decât fiecare de capul lui. Ce măsură trebuie să cred în sinceritatea vorbelor dumneavoastră? În ce măsură? Sinceritate pentru sinceritate. Noi recunoaștem în mod deschis că ne-am înțeles să vă lefterim pentru că v-am luat drept un ageamiu. Acum însă ne-am dat seama că dumneavoastră cunoașteți cele mai adânci taine ale acestui joc. Încă o dată vă întreb. Vreți să primiți prietenia noastră? Cum aș putea să resping o propunere atât de ispititoare? Hai să ne dăm mâna! A absolvit cursurile Institutului Național de Artă Teatrală și Cinematografică în 1984 și treptat a devenit probabil cel mai important nume din cinematografia românească atunci când vorbim despre scenariu de film și regie. A fost distins cu numeroase premii atât în țară cât și în străinătate. Este o mare onoare să îl am astăzi alături de mine pe regizorul Nae Caranfil. Bună seara și bine ați venit pe terasa noastră urbană. Mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi. Pentru început aș vrea să vorbim despre primul dumneavoastră film. Ați vorbit destul de mult în ultima vreme despre el, pentru că din nou a intrat în atenția publicului. Asta după o perioadă în care a stat închis într-un depozit din Franța, nu-i așa? Filmul a avut o premieră de gală și a fost difuzat în cinematografe în 1995, la 2 ani după premiera mondială de la Cannes. Și a avut un traseu foarte respectabil, aș putea să spun. După care însă, datorită faptului că au existat niște litigi ce țineau de casa de producție franceză, care a ajuns să dea faliment, etc., etc., filmul a fost, la un moment dat, a făcut parte dintre activele preluate de către lichidatori judiciari ai societății respective, astfel încât accesul la el a fost practic relativ imposibil. Deci o soartă oarecum nedreaptă într-o țară, în special într-o țară în care capodoperele nu ne dau afară din casă, așa cum spunea Cristian Tudor Popescu. E adevărat. Aș vrea să-mi spuneți, da, a fost o problemă de ordin juridic, dar acum ați intrat cumva, sunteți proprietarul filmului în acest moment. Deci în momentul de față se poate difuza oriunde și profitați de asta. Am înțeles că s-a și restaurat. Da, am lucrat. Și sunetul și imaginea s-au restaurat. Da, a făcut o restaurare completă. Ceea ce a fost o experiență minunată pentru mine, deoarece eu nu mai văzusem filmul într-o stare tehnică cât de cât acceptabilă de foarte, foarte mult timp, de foarte mulți ani. Așa că l-am redescoperit la calitatea premierei, la calitatea la care pusese el acum 30 de ani când a fost arătat pentru prima oară publicului. Și publicul l-a redescoperit. Tocmai asta voiam să vă întreb. Este despre pofta de viață, despre pofta de a fenta cumva sistemul, așa cum v-am auzit descriindu-l. De ce este în continuare relevant? Păi, este relevant pentru că fentarea sistemului este o chestiune care nu ține de un regim politic sau de altceva. Pur și simplu este o chestie care ține de apanajul tinereții. Exact. Este aproape obligatoriu să exerseze această fentare a sistemului la o anumită vârstă, pentru că sistemul nu este, sistemul poate fi familia, sistemul poate fi școala, societatea, inclusiv corporația în care lucrezi după ce ai absolvit o facultate. Totul poate fi sistem, iar sistemul trebuie învins cu orice preț de către individ. După părerea mea, asta este menirea noastră pe lume. Și este ceva ce vă reprezintă, pentru că povestea vă reprezintă foarte mult. Este, nu e o poveste autobiografică, dar într-adevăr, la momentul în care am scris scenariul, sondam trei universuri care mi erau foarte familiare, și anume școala, armata, deci cazarma militară și lumea teatrului de provincie.
și faptul că doreați cumva să plecați, adică a fost o dorință arzătoare și s-a și întâmplat înainte de 89. Aș vrea să-mi spuneți cum s-a întâmplat acest lucru, cum a fost posibil, nu foarte simplu, dar aș vrea să-mi povestiți mai mult cum a fost experiența. Am descoperit întâmplător o revistă Variety de la Biblioteca Americană, pe care o frecventam pe vremea aceea, și pe coperta din spate exista o reclamă, un advertising la un workshop de scenarii, de scenariști, pentru scenariști europeni, care avea ca slogan o chestie irezistibilă din punctul meu de vedere. Niciun scriitor n-ar trebui să rateze această unică ocazie de a suferi. De a suferi. Și am aplicat pentru această idee, am câștigat, adică am fost selectat în urma unei aventuri, cum să trimiți un manuscris. Nu se putea atunci. N-aveai voie să trimiți niciun manuscris fără aprobarea organelor competente. Și am reușit ca într-un film de la cu ilegaliști prost de pe vremuri, am făcut un schimb pe stradă cu un atașat de presă al ambasadei americane care a preluat manuscrisul meu, l-a băgat într-o servietă diplomatică. Așa a ajuns la oamenii de la Bruxelles care făceau selecția celor aplicanților. Și iar plecarea mea în sine, adică obținerea pașaportului, a fost o altă aventură. Ar dura foarte mult să povestesc acum, nu cred că avem Timp. Dar e foarte interesant, e o poveste pe care tinerii și oamenii cărora noi ne adresăm ar fi foarte curioși să o afle. E ceva special, pentru că noi puțin eu m-am născut în 86, deci aveam 3 ani în momentul în care a venit Revoluția. Deci povești de la e-mail și ce găsim în cărțile de istorie. Deci e foarte interesant ce ne povestiți. Da, dar e foarte greu de explicat, pentru că ține de o dublă strategie. Așa. Deci eu nu plecam ca turist, că nu asta mă interesa, plecam invitat pentru a susține un program de scenaristică. Deci a trebuit cumva să obțineți acea invitație? Asta... Invitația obținuse. Invitația exista. Acum problema este să și ieși din țară. Iar asemenea plecare, deci care nu este turistică, se făcea prin intermediul unui pașaport de servici. Se elibera un pașaport de servici care te duceai cu treabă, așa se chema. Dar nu se mai eliberau asemenea pașaporte, deoarece Elena Ceaușescu, care punea ea însăși semnătura pe aceea, nu mai vrea să semneze pur și simplu. Nu mai vrea să vadă români care se duc la diverse simpozoane și nu se mai întorc. Pentru că asta se întâmplă. Asta se întâmplă, bineînțeles. Da. Era și bancul cu ce devine o orchestră simfonică când se întoarce în România după un turneu în străinătate. Un quartet. Și atunci am făcut o dublă strategie. M-am înscris pentru o plecare turistică, ceea ce orice român avea dreptul să o facă, dar dreptul de a te înscrie nu însemna, sau dreptul de a face o cerere nu însemna că se și aprobă vreodată. Obține, adică cererea ta murea într-un sertar și acolo o țineai până la pensie. Și atunci am mers pe o dublă strategie, și turistică, dar și pe ideea de plecare cu invitație. Și deșind lucrurile, am reușit să conving un demnitar de pe vremea aceea al Uniunii Tineretului Comunist că nu riscă nimic dacă mă ajută să plec, pentru că eu plec turist și el nu va răspunde în niciun fel în caz că eu nu m-aș mai întoarce. Îmi spunea că n-are rost să mă apuc acum să promit că în promisiunea mea că mă întorc sau nu mă întorc nu avea nicio valoare. Adică mai bine vă spun că am făcut-o în așa fel încât să nu aibă nimeni de suferit. Exact. Cu toate astea, la început au fost multe refuzuri, așa cum se întâmplă cu orice debutant. Totuși, în 1993 a ajuns la Cannes, da? La Quinzen de realizator. E o inspirație pentru noi. Ce înseamnă să treci peste un eșec și să mai încerci încă o dată? Înseamnă că trebuie să crezi foarte mult în produsul tău, în materialul tău, nu? Să ai încredere în tine. Evident, trebuie să ai încredere în lucrul care a ieșit din mâna ta. Adică un scenariu, în cazul în de cazul față. Noastră, da. Evident, am fost carotat în 3 rânduri succesive de către 3 corifei ai cinematografiei românești de la vremea respectivă, regizori consacrați fiecare dintre ei și ajunși peste noapte producători debutanți în noile case sau noile case de filme, vechile case de filme, noile studiouri de creație moștenite din vremea de dinainte de 89. Dar după aceste carotaje am învățat câte ceva și mi-am dat seama că filmul acesta, dacă vreau să-l fac și dacă vreau ca debutul meu să aibă cât de cât relevanță, va trebui să-l aduc din afara României spre înăuntru și nu dinspre România spre afară. Și atunci
avut o a doua emigrație, ca să spun așa, un al doilea exil, la Paris de data asta, unde am aplicat pentru o subvenție a Ministerului Culturii din Franța pentru coproducții franco țările din estul Europei. Eu când am plecat prima dată din România am fost în Belgia, la Bruxelles, și acolo a fost acest atelier de scenarii de care vorbeam. Dar mi-era clar deja de pe atunci că cinematografia belgiană, fiind o cinematografie mică, nu va crea un loc pentru mine neapărat, pentru că eram mulți pe o cracă. Dar acel individ care mi-a explicat acest lucru a fost destul de entuziasmat la lectura scenariului. Vorbesc de Rețul de Tăcere acum, nu de aceste pericole. A fost destul de entuziasmat încât să-mi spună că el ar vrea să-și facă o companie de producție proprie, o mică companie. Are un subiect, un sinopsis, o idee de film. Ar vrea să-mi o propună și dacă mie îmi place sau mă incită să o scriu. Așa am primit primul meu contract profesionist pentru scrierea unui scenariu. Spuneați la un moment dat, sunt un om care din când în când are privilegiul de a plăsmui vieți pe care i-ar fi plăcut să le trăiască. Cui este viața pe care ați vrea să o trăiți, dacă ați putea alege? A, nu aș putea pune un personaj în existență sau... E vorba de personaje fictive pe care le creez și, mă rog, le transmit lucruri pe care, sau le transmit din imperfecțiunile mele, încerc să creez ceva perfect în ele, în aceste personaje. De ce autor de film și nu regizor? Eu fac parte din, de aceea îmi spun autor, pentru că creez mai mult decât atât. Și povestea și o pun în pagină și o materializez la sfârșit. Sunt și compozitor și propriul dirijor. Cântați la vreun instrument? E mult spus că dacă am cunoștințe, am niște cunoștințe muzicale. Ca să faci un instrument, oriunde, și orice instrument, îți trebuie o aptitudine pentru studiu. O studiu nu înseamnă să faci muzică, studiu înseamnă să faci gimnastica degetelor, studiu înseamnă ore și ore de... Am făcut și eu pian, știu despre ce vorbiți. Da. Și timpul se dilată și ai sentimentul că trece tinerețea pe lângă tine sau copilăria pe lângă tine și nu poți să profiți de ea. Felul în care vizionăm filmul s-a schimbat foarte mult, iar știu că dumneavoastră militați foarte mult în continuare pentru mersul în cinematograf. Am regretul că nu cinematograf, sala de cinema nu mai este ce a fost, dar în același timp înțeleg că astea sunt vremurile, se întâmplă, progresul tehnologic duce inevitabil la imaginea spectatorului solitar, la el acasă, înconjurat de boxe și cu un ecran gigant. Și este pentru un creator de film, este fundamental să-și testeze filmul într-o sală cu public, pentru că e marea diferență între sala de vizionare și sala de cinema. S-a întâmplat să stați în public și să nu fiți recunoscut? Nu cred că... Nu se întâmplă foarte des să mă strecor în... Să vedeți care e reacția. Să studiez reacția publică, pentru mine asta e spectacolul, să văd. Fiecare public este altfel, fiecare spectator din fiecare public este altul și se creează ceva care este unic, numai pentru acea reprezentație, să zic așa, acea difuzare. Acceptați critici? N-am ce face, trebuie să le accept. Am citit niște critici la un moment dat în presa franceză după Asphalt Tango, care m-au cam întristat. Dar pe urmă mi-am luat revanșa cu ce a urmat. Știu că Billy Wilder este unul dintre modelele dumneavoastră, poate e prea mult spus, el este cel care ne-a dat Sunset Boulevard și multe altele. Povestiți-mi puțin de el și ce v-a inspirat, de ce el? Pentru că el a fost primul și probabil unul din cei mai străluciți rezolvatori a acestei dileme. Cum faci publicul să râdă de niște lucruri care sunt crâncene, sunt grave, sunt profunde și în mod normal n-ar trebui să stârnească râsul. Cum găsești în tine posibilitatea de a râde de lucruri grave, de a găsi că natura umană poate să facă mișto sau poate să facă bășcălie de niște lucruri care sunt răscolitoare până la capăt. Și această capacitate de a întoarce pe dos așteptările dramatice, să spunem așa, ale unui spectator și al scufunda într-o comedie, dar într-o comedie cu rictus, nu cu zâmbet fermecător, ci cu rictus, asta mi s-a părut că ar putea fi și drumul meu.
a lucrat și cu Marilyn Monroe în două filme. Da. Toată lumea spune de Marilyn Monroe. Este o actriță de duzină? Nu cred. Nu, nu, nu. A avut un farmec special, nu-i așa? Da. Nu este o simplă blondă, așa nu. Cum o vede în aparență. Avea un talent nativ și o ambiție extraordinară. Ar fi vrut să fie considerată o actriță... serioasă, nu? Asta aș dorat foarte mult. Da, da. Ceea ce era o greșeală statică din partea ei. Dar, oricum, ea era o actriță dificilă. Problema cu ea nu era că nu ar fi jucat bine. Ea a jucat foarte bine și de multe ori Billy Wilder... Billy Wilder spunea, că tot vorbeam de el, după cele două experiențe cu Marilyn Monroe, și a spus, gata, nu mai vreau să lucrez cu această actriță, absolut, mai bine mi-aș tăia o mână sau un picior decât să trec încă o dată prin ce am trecut, pentru că era o actriță dificilă, în sensul în care nu apărea pe platou la timp, nu și învăța textul, se trăgeau sute de duble pentru ca să iasă una și care să intre în film. Ei bine, după câțiva ani, Wilder ar fi vrut din nou să lucreze cu Marilyn și s-a spus, da, Billy, ai zis că nu mai ai jurat că nu ai. Da, domnule, dar știi ce se întâmplă? Am o mătușă care este extraordinară, cea mai punctuală, cea mai cooperantă, cea mai fantastică femeie din lume. Dar știi ce se întâmplă? Dacă o pun pe ecran, nu scapă nimeni cu popcorn din mână. Dacă o pun pe Marilyn, instant se umple plăiaua de popcorn. Există un actor prost și un actor bun sau ține de regizor să-l pună într-o lumină bună? Eu cred că există actori, dar există și non-actori care se vor actori. Dar sunt folosiți și non-actori de foarte multe ori în filme, nu? Dacă n-ai opțiune, dacă nu găsești, dacă n-ai bani să plătești... Doar din cauza banilor sau uneori preferă oamenii care n-au o pregătire? Nu, în principiu un film înseamnă foarte multe roluri. De multe ori, conține o distribuție numeroasă. Acum, nu poți să... nu reușești de foarte multe ori să acoperi fiecare apariție, fiecare rolișor de o replică cu un monstru sacru sau cu... și nici în economia întregii afaceri nu ține treaba asta. De multe ori te înșeli sau poți să distribui un actor și să-ți dai seama pe platou că l-ai distribuit greșit sau că omul nu-ți livrează ce se întâmplă. E, aici te descurci cum poți. Mai rezolvi prin montaj, mai rezolvi păcălind niște lucruri. De multe ori lucrezi cu neprofesioniști că n-ai cum altfel. Figurație specială, nu poți să pui actori în rol de figuranți și să aștepți de la ei că îți vor veni. Ei niște figuranți. Figuranții la noi în România sunt de cele mai multe ori foarte slabe. Adică sunt oameni care vin să câștigi un ban, dar sunt inhibați, nu știu, n-au deschiderea spre a încerca sau spre a se risca. Sunt extrem de prudenți și atunci trebuie să-i păcălești cumva, să le dai, să le distragi atenția, să scoți de la ei din greșeală, între ghilimele, acel adevăr de o secundă pe care vrei să-l pui acolo, să-l inscrii genul din film. Haideți să vorbim acum puțin despre restul de tăcere, am vorbit mai devreme. Să-mi spuneți cum a venit ideea acestor vise spulberate. Știu că a plecat de la Frank Daniel. Frank Daniel era guru, doctorul de scenarii, care ținea acel atelier de scenaristică de care povesteam, de la Bruxelles. El, de origine ceh, trăise tinerețea în Cehoslovacia comunistă, plecase, emigrase în Statele Unite și devenise ceea ce se cheamă un script doctor, adică un om care nu scrie neapărat textele lui, dar este foarte bun în a citi textele altora și a le repara, a le restructura, a vedea unde scârție și ce cam trebuie făcut. Cam ca un diagnostician. Da. Nu numai un diagnostician, și un terapeut. Da. Ori eu venisem atunci proaspăt aterizat în vestul Europei cu o idee, un mini scenariu, așa, sinopsis dezvoltat, care se petrecea în Statele Unite. Avea un personaj român, dar... în vizită pe undeva, cehoslovacul american Frank Daniel mi-a demontat scenariul rotiță cu rotiță, explicându-mi că e foarte bine scris, dar că universul american nu arată absolut deloc așa cum îl descrisesem eu, că nu se poate face muncă la negru, uite așa, în docurile din San Francisco, pentru că munca acolo este sindicalizată, și toate premizele pe care eu îmi construisem eșafodajul erau practic dărâmate.
Deci atât acel eșec inițial de care vorbeam mai devreme. Da, este... Dar nu v-a doborât, ci din contră. Pentru că imediat omul a avut inteligența de a îmi spune că el crede că ar trebui să schimb subiectul. Adică în loc să dezvolt acea premiză cu care venisem din București, să schimb subiectul, să fac ceva pe care, într-o realitate pe care să o stăpânesc mult mai bine. Și îmi spune, dar îmi povesteai, și citez acum din memorie, îmi povesteai acum două seri, la o bere, era mai mulți și, mă rog, ieșeam după acele cursuri, nu știu dacă se pot numi cursuri, dar, mă rog, seminarii, și m-a întrebat la un moment dat, care este trecutul cinematografiei românești, dacă are vreunul. Și i-am povestit un pic despre povestea independenței României, povestea filmului lui Grigore Berzanu, primul film de lungmetraj, nu numai românesc, dar și, cred că și european la momentul respectiv. Și a fost foarte interesat și amuzat de faptul că nu știa acest lucru. Și atunci mi-a spus cu două zile după, în acea discuție, dar de ce n-ai scrie, de exemplu, epopeea acestui film făcut la 1912 în condițiile acelea? Eu aveam această acest germene de idee de a face un mare film, un film de anvergură, pornind de la această poveste de epocă, în costume, în decoruri fabuloase, tot ce însemna lucrul ăsta, dar nu mi-a adunat să-mi curajul să mă apuc realmente de lucru. Și imboldul a fost perfect. Eu, când ziceați vise spulberate, eu l-am întrebat dacă prin ce va fi această poveste universală? De fapt, ce tratez în afară de povestea unui film care s-a făcut întâmplător? Vorbesc despre artist versus producător, despre talent versus bani. Zice, nu, n-aie. Vorbesc despre shattered dreams. It's all there is about. Shattered dreams. Visuri spulberate. Ați și jucat în film, din câte știu. Da, am o mică apariție la începutul filmului. Spuneți-mi, e mai greu să fii actor sau mai greu să fii regizor? Nu, e mai greu să fii... Nu v-ați dorit niciodată să fiți actor? Ba da, eram mic, îmi doream foarte tare lucrul ăsta și mi-aș fi dorit, adică cu inocența sau prostia vârstei, mi-aș fi dorit să fiu un fel de Sergiu Nicolaescu sau un Charlie Chaplin, care să și regizez, să și joc rolurile principale în toate filmele mele. Evident că... A avut tata vreo legătură cu... Nu, a fost potriva, ca punct de inspirație pentru potriva, film? Nu v-a încurajat? Nu, a încercat să mă disuadeze. De ce? Pentru că știa el ce știa. Că e meserie grea. Și că meseria asta grea oricum, dar făcută în condițiile României de atunci, ar fi fost, mă rog, o rețetă pentru eșec. Dar n-a reușit să mă convingă să nu merg pe drumul acesta. Evident că în momentul în care am mai crescut și am și avut posibilitatea să joc ca actor adolescent, așa, în câteva filmulețe, am realizat, unul, că nu sunt un bun actor, că sunt prea mult în control. La asta mă gândesc și eu. Și am terminat teatru, dar mă gândesc foarte mult acum, îmi stau mâinile. Da, la care poziția mea, exact, și probabil că nu e bine. O glindă, o glinjoară, cine mai de Niro din țară? Tu ești naie. Nu merge așa. Deci am înțeles că nu e cazul să mă fac de râs prea tare, dar din când în când, pe anumite momente în care sunt destul de stăpân pe mijloacele mele. Acolo știu că ați considerat că ați fost cel mai bun actor, pentru că s-a făcut un casting și totuși ați fost cea mai bună alegere. Am testat mai mulți actori și nu eram mulțumit. Totuși e un monologaș acolo la începutul filmului și trebuie spus într-un anumit fel și nu găseam pe cel care să-mi livreze exact cum aș fi vrut eu. Ba da, găsisem pe cineva, numai că în același timp îi încredințasem un rol mai mare și nu vreau să-l pierd pentru acea introducere. Așa că m-am testat pe mine și am zis că până la urmă o să iasă așa cum trebuie. Dar l-am pus în acea zi de filmare, am anunțat toată echipa că pe acele cadre care mă vizează direct, nu sunt eu regizor, ci l-am pus pe vizante să regizeze. Pur și simplu, toate acele cadre, să dea motor. Și a făcut o treabă bună? A făcut o treabă bună. La început era timorat, dar pe urmă a început să-i placă și să urle: motor, stop, prost, încă o dată! Spuneți-mi, e mai complicat să faci un film în țară sau... Aș vrea să știu care e diferența, dacă există vreo diferență între ceea ce se întâmplă aici. Altfel. Sunt dificultăți care țin de
civilizația noastră sau lipsa noastră de civilizație, dar făcând un film dincolo, sunt dificultăți care țin de limbă, de distanță, de faptul că ai o echipă care nu te știe, nu te cunoaște, nu ești la tine acasă, nu ești printre cunoscuți, nu ești printre colaboratori state vechi de serviciu. Trebuie cumva să le câștigați respectul, trebuie să presiune. Da, trebuie să le câștige respectul sau și mai ales încrederea, că poate poți să nu te respecte, dar să aibă încredere. Da, și asta e mai important, în special pe platou. Da. Nici o filmare nu seamănă cu cealaltă, indiferent dacă sunt două filme făcute cu aceiași actori și în aceeași țară sau de, pe două continente diferite și... Deci greutăți și lucruri și bune și rele peste tot. Altfel. Ce înseamnă să alegi să ți se producă un film în care să nu ai dreptul la tăitura finală? Ați plecat știind că lucrurile s-ar putea să rămână așa și să fie totuși numele dumneavoastră acolo. Da, am plecat, am mers pe încredere, am mers pe ideea că țineam și îl respectam pe producătorul american respectiv și eram convins... Vorbim de Closer to the Moon, ca să știe lumea. Așa. Eram convins, într-un fel totuși destul de naiv acum, privind dreptul respectiv, că... precizia și siguranța cu care eu lucrez și cu care livrez un produs care stă în picioare o să-i disipeze neîncrederea și o să-l facă să spună, da, domne, uite, rar am lucrat atât de ușor cu un regizor și fără hopuri, fără împiedicări și fără scandaluri, fără nimic care să îngreuneze munca. Uh-huh. Așa m-am gândit în momentul în care am semnat contractul și evident că știam din start că totuși sabia Damocles există, în sensul în care dacă nu ești Spielberg, dacă nu ești Woody Allen, dacă nu ești Martin Scorsese sau James Cameron, nu ai dreptul, nu poți să negociezi Final Cut pentru tine ca regizor, n-ai cum. Adică trebuie să accepti că la un moment dat producătorul este cel care va avea decizia finală asupra formei pe care o ia filmul. Și să accepti să-ți pui numele la final, chiar dacă s-ar putea ca materialul să nu te reprezinte. Da, da, așa este. Lucrurile s-au întâmplat la un moment dat într-un fel descurajant pentru mine, pentru că într-adevăr m-am trezit cu un montaj al filmului făcut peste capul meu și total neconcordanță cu viziunea mea. Am înțeles că voia cumva să acopere o audiență cât mai largă. Nu asta era inițial problema. Vroia de toate. Vroia să fie și pentru festival și pentru marele public și să împace și capra și varza și să-l facă atât de limpede pe înțelesul tuturor încât practic lua spectatorul de fraier sau de prost. Singura mea speranță era ca eu, făcând un montaj personal, adică recuperând materialele filmului și făcând practic un fel de muncă patriotică cu un monter pe bază de amiciție mai mult, am scos un montaj care să mă reprezinte. Acel montaj am început să-l arăt în ideea oarecum că am făcut un lucru samizdat, că chiar dacă filmul va ieși și nu va reprezenta, acei puțini care vor fi văzut filmul în versiunea mea vor povesti și altora, bă, să știți că nu e așa, a fost un film bun la origine, nu ce ați văzut voi. Ei bine, dar lucrurile s-au mai reglat în măsura în care, la un moment dat, producătorul a acceptat ca să existe două versiuni, o versiune pentru România și una pentru restul lumii. Dar până la urmă s-a convins, nu știu cine l-a convins sau dacă s-a convins singur sau ce s-a întâmplat, a ajuns la concluzia că va rămâne o singură versiune și pentru worldwide, pentru tot restul, pentru tot mapamondu și că această versiune va fi versiunea mea. Ce se întâmpla dacă lucrurile nu mergeau așa și rămânea în urmă cu montajul făcut de ei? Ar fi existat o versiune pentru România care m-ar fi reprezentat, ar fi fost... foarte obscur filmul, nu cred că ar fi fost... Ca să înțelegem ce mult înseamnă montajul până la urmă. Este totul. Este modul în care alegi să povestești, este harul tău de povestitor, practic. Povestea poate să fie formidabilă, dar dacă tu te bâlbâi povestind-o, îți pierzi interesul în rândul publicului. Să vorbim despre copilăria dumneavoastră și despre probabil singura experiență de la țară, pentru că știu că nu este cel mai plăcut mediu. Da. Să înțeleg că nu v-a încântat foarte mult experiența. Am trăit o copilărie foarte urbană, ultra-urbană, iar singura mea experiență de a vizita bunicii și de a trăi 3 săptămâni în casa bunicilor
din Dobrogea, un ținut destul de pustiu și fără mare interes natural, ca să spun așa, a fost oarecum traumatizantă. M-am plictisit într-o zneau fălci de plictiseală. Mă enerva toată partea asta rurală, nu știu. Nu-mi plăcea nimic din ce e vechi. Aveam o repulsie față de obiecte, lucruri sau persoane îmbătrânite. Interesant. Ele de obicei au istorie și aduc substanță. Da, dar eram mic, aveam doar 10 ani, mi plăceau hotelurile și piscinele și pârtile de schi eventual. Mi s-a părut, când am plecat de acolo, a venit taică-mi să mă salveze și să mă ducă la Eforie Sud, unde să mai petrecem 5 zile prin pe litoral. Eram atât de fericit cum n-am fost nici când am terminat stagiul militar. Pe final aș vrea să-mi spuneți dacă aveți cumva un mesaj pentru publicul tânăr care vă urmărește acum filmele sau care poate nu v-a văzut filmele. Păi mesajul meu ar fi să profite de timpul în care e periculos, Sporge și mai stă pe ecrane și să alerge să-l vadă, pentru că în sala de cinema or să vadă pe pielea lor o altă experiență decât aceea de a-l vedea pe telefon sau pe laptop. Și apropo de numele filmului, acum e periculos o Sporge și nu mai apare pe tăblițele ferestrelor din trenuri. Dacă ar fi să-i dați un alt nume acum, care ar fi acela? Păi aș reveni la titlul pe care l-a avut el în original atunci când a intrat în producție, și anume Duminici cu bilet de voie. Uh-huh. E periculos o Sporge și la ora la care am insistat și m-am luptat ca acest titlu să devină titlul definitiv al filmului, mi se părea un titlu perfect pentru că încapsula toată dorința de libertate și imposibilitatea de a obține această libertate a personajelor cu care lucram eu în acea poveste. Versiunea italiană mi se părea, sau mi s-a părut mie, mi se părea tuturor copiilor pe vremea aceea, că noi stăteam cu nasul rezemat de acea plăcuță metalică și părinții urlau la noi că ne umplem de microbi. Dar periculos o suna periculos și atunci mi s-a părut că și titlul are. N-am știut, că nu i-a spus nimeni, că după numai câțiva ani ferestrele trenurilor vor deveni etanșe și nu se va mai putea scoate capul pe fereastră nici să veri să spargi geamul cu capul. Un motiv în plus să ne dorim să vedem acest film. Vă invit. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară. A fost o mare bucurie. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Când i-ați spus mamei te iubesc ultima dată? Dar bunicilor le-ați dat un telefon în ultima vreme? Prietenul cel mai bun așteaptă cu nerăbdare un semn de la voi. Le puteți face tuturor o surpriză plăcută prin intermediul nostru. Urmează cursurile Școlii Populare de Artă din Craiova și, imediat după, începe colaborarea cu Filarmonica de Stat Oltenia. Mai târziu devine angajată a Teatrului Constantin Tănase. Înregistrează la casa de discuri Electrecord, are numeroase apariții de televiziune și susține recitaluri la Festivalul Internațional Cerbul de Aur din 1968 și 1971. Unul dintre momentele de succes care i-au adus notorietate a fost apariția de la Olympia, celebra sală de spectacole din Paris. O ascultăm astăzi pe Doina Badea. Gândește-te, e păcat de mor.
dragul meu, dragul știți de Lisabona pentru monumentele sale, pentru condițiile ideale de practicare a sportului sau pentru gastronomia sa delicioasă. Iar un lucru este cert, tot timpul din lume nu va fi suficient pentru a vă bucura de ce puteți face în capitala Portugaliei. Unele dintre cele mai populare atracții ale Lisabonei nu sunt incluse în majoritatea tururilor obișnuite. Regiunea are multe de oferit, însă orașul în sine vă va uimi în cele mai neașteptate locuri. Luați tramvaiul 28 și admirați interiorul caselor în drumul până la Grasa, ori luați trenul până la Cascais. Veți călători de-a lungul coastei chiar la gura fluviului Tajo. Vizitați și grădinile zoologice. Acestea sunt doar câteva dintre experiențele care vă vor face șederea de neuitat. Abația de la Alcobasa este una dintre cele mai importante mănăstiri cisterciene din Europa, având în vedere arhitectura și starea sa de conservare. Descoperiți istoria aviației din Portugalia la Muzeul do Ar, lângă Sintra. Veți vedea avioane istorice, elicoptere, motoare, simulatoare, elice și multe altele. Palatul Național a Huda a fost casa regală oficială în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. A devenit reședință regală odată cu urcarea pe tron a regelui Luis I și a rămas ca atare până la sfârșitul monarhiei în 1910. Își păstrează în continuare lucrările de artă decorativă într-o expoziție plină de viață. Trebuie să urcați într-una dintre clădirile emblematice ale Lisabonei pentru a vă bucura de o vedere unică asupra orașului. Arcul de Triunf din Rua Augusta a fost deschis publicului începând cu anul 2013, iar acum puteți vizita vârful acestei structuri uimitoare pentru o priveliște cu adevărat impresionantă asupra râului și a zonei Baixa. Simbolizează renașterea unei noi Lisabone după tragedia cu tremurului, incendiului și tsunamiului din 1755. Monumentul simbolizează puterea, rezistența și realizările poporului portughez. Într-un oraș în care soarele strălucește 290 de zile pe an, nu este de mirare că există atât de multe plaje, piscine și parcuri de vizitat. Plajele urbane de la Cascais, cele multiculturale din Costa de Caparica, plajele îndepărtate și cristaline din Arabida sau nisipurile misterioase din Sintra sunt doar câteva dintre minunatele locuri în care vă puteți bronza. Capitala Austriei, Viena, oferă un amestec de tradiții imperiale, muzică și farmec încântător. Un oraș în care veți descoperi vechiul și noul într-o combinație perfectă și care are întotdeauna un loc confortabil disponibil într-o cafenea sau o tavernă de vinuri. Peisajul urban de astăzi este alcătuit din clădiri în stil baroc, construite în cea mai mare parte sub domnia împărătesei Maria Terezia și a lui Franz Josef, care a fost responsabil în mare parte pentru arhitectura monumentală din centrul orașului. Într-o excursie de-a lungul Ringstrasse veți vedea Opera de Stat din Viena, Muzeul de Istorie a Artei și Muzeul de Istorie Naturală, Parlamentul, Burgtheater și Primăria. Chiar în inima orașului se află Catedrala Gotică Sfântul Ștefan, pe care trebuie neapărat să o vizitați. Palatele și parcurile epocii habsburgice, Palatul Schönbrunn și Grădina Zoologică, Palatul Belvedere și Palatul Hofburg dau orașului un aer imperial îmbogățit de clădiri spectaculoase din perioada Art Nouveau.
capitala se mândrește cu numai puțin de 990 de parcuri pe care locuitorii orașului le prețuiesc atât de mult. Prima cafenea din Viena a fost construită în 1685, la 2 ani după un asediu eșuat al turcilor. La mai bine de 300 de ani de atunci, cafeneaua vieneză a devenit o instituție de necomparat în lume. Orașul a dezvoltat o întreagă cultură în jurul consumului de cafea. Pădurile Vienei, aflate la poalele Alpilor, au fost desemnate rezervație a biosferei de către UNESCO în 2005, datorită zonelor cu un peisaj cultural și natural deosebit. Un oraș parțial situat într-o rezervație a biosferei nu este doar ceva special, ci și unic oriunde în lume. Povestea noastră are sfârșit, dar ne spunem la revedere, nu adio. Sperăm că seriile noastre v-au adus mai aproape de tot ce vă este drag și că am contribuit câtuși de puțin la starea voastră de bine. Să aveți o săptămână ca în filme. Pe curând!